Cu aproape toată țara la incidență de 6 la 1000, autoritățile încă se încurcă în restricții. Secretarul de stat și șeful DSU, Raed Arafat, spune că nu se pune problema carantinei, însă rămânem la măsurile ilogice, cum ar fi purtarea măștii pe stradă, dar liber la nunți și botezuri cu sute de invitați. Capitala și județul Ilfov sunt la incidențe de 15 la 1000, însă autoritățile încă se învârt în jurul cozii în privința restricțiilor. Avem deocamdată obligativitatea măștii pe stradă și circulația interzisă noaptea, dar cam atât. Nunțile, botezurile, petrecerile de orice fel cu zeci și sute de oameni merg în continuare. Cumva ilogic, dar nimeni nu ia nicio măsură, iar responsabilitatea e pasată de la unul la altul. Secretarul de stat Raed Arafat spune că propunerile privind unele restricții suplimentare trebuie cerute de fiecare administrație locală în parte. Trebuie anumite propuneri care să vină pe localități, pe situații punctuale în care să vină cu măsuri suplimentare. Deci aștept să văd care va fi inclusiv abordarea la nivelul colegilor de la Institutul Național de Sănătate Publică, dar în același timp vreau să se înțeleagă că s-a încercat și ce se încearcă este să nu ajungem să închidem anumite activități complet și au rămas doar pe anumite categorii de persoane cu risc minim. Problema este respectarea acestor reguli și implementarea lor și aplicarea lor. Cu toate astea, tot Raed Arafat i-a certat pe cei de la Comitetul pentru Situații de Urgență din București că au decis măsuri mai dure înainte de hotărârea guvernanților la nivel național. Decizia a fost adoptată în baza hotărârii de guvern care acum este în vigoare. Ei trebuiau să o adopte pentru că trebuiau, conform hotărârii, în 48 de ore să adopte măsură. După ce se publică această hotărâre, Comitetul din București va trebui să se convină și să se întrunească și să readapteze hotărârea lor la hotărârea nouă de guvern care a ieșit. Hotărârea CNSU a fost scoasă deja și se știa că urmează să se adopte. Deci predictibilitate și pentru oameni și o informare că acest lucru urmează a fost făcut. Că nu s-a ținut ședință de guvern ieri, s-a ținut astăzi, asta e alt lucru, dar deja din hotărârea CNSU se știau care sunt deciziile care urmează să fie luate. Ieșirea șefului DSU venea atunci după ce prefectura capitalei decisese să închidă orice activitate de noapte. Culmea este că acum se așteaptă solicitări tot din teritoriu și nu se mai au decizii la centru.